Seconds, hours, so many days. You know what you want, but I lock in your way. Cred, cu tot respectul pentru voi, că nu aveți dreptul să nu știți ce vreți să faceți mai departe. Aveți niște părinți care vă pun la dispoziție tot ceea ce pot ei pentru a vă oferi cadrul necesar să vă dezvoltați. Aveți niște profesori, oameni minunați de la care vă spun acum, pentru că am o experiență, aveți ce învăța. Totul este să nu ratați momentul. Aveți profesorii în fața voastră, nu ratați momentul de a lua de la ei tot ceea ce puteți lua, nu ratați momentul de a învăța de la ei tot ce veți putea învăța, fiindcă asta vă va ajuta. Cred că fiecare dintre voi este un om de succes. Și va înțelege că este un om de succes exact în acel moment în care se va apăca cu sine și va spune că este în fața oglinzii, indiferent de profesia pe care o va avea. Asta sunt eu și îmi place cu mine. Nu vă alegeți ca și carieră, ca și job, ceva ce nu vă place. Trebuie să vă placă foarte mult, ca să o puteți face toată viața. Să vă gata și 10 ani din viață, să poate vă schimbați drumul un an, al doilea an, sau cum vreți. Pentru mine, eu de 29, de fapt, 23 de ani. De 23 de ani asta fac și nu m-am făcut la muzică. Dacă vreți formați o facultate de sănătate, și mă refer în Uniunea Europeană, acum este mult mai ușor. Este mult mai ușor, taxele sunt mult mai mici, undeva la 3-4 mii de euro și aveți posibilitatea să obțineți un drumul de studii. Ceea ce cred că ar fi important pentru fiecare care să vă finanțeze total taxele școlare și parte din cheltuielile de tranzitare. Nu luați niciodată decizii radicale în momentele tensionate. Așteptați întâi să treacă momentul de tensiune, să treacă, fie că e moment de tensiune, spune cea ultima de supărare și moment euforic. Nu luați decizii importante, nici momentele euforice. Așteptați întâi să vă calmați și luați deciziile importante în viață, în momentele în care puteți să judecați lucid. Multe ori cuvântul scris e o armă mai puternică decât tunurile sau puștile dintr-un război. În viață nu e important să eviți eșecurile, nimeni nu se poate feri de eșecuri, cu toții cădem, ne împiedicăm. E important ca după fiecare eșec, după fiecare experiență proastă, să ne ridicăm de jos cu și mai multă ambiție de a reuși.